Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă conferință online Educarea grijă de familia ta, un proiect pentru sănătatea fizică, emoțională și relațională a copiilor noștri, dezvoltat de Mozaic Media și pagina de psihologie și susținut de Grupama și Sinevo. Eu sunt Alex Zanfir, cel mai bun tata lui Mark, fondatorul de Funny Brand și gazda voastră din această seară. Una dintre cele mai mari provocări care ne-am confruntat anul acesta a fost legată de limite, de cum am reușit să separăm, de fapt nu prea am reușit, viața profesională de cea personală, de cum am reușit să punem un stop avalanșe de informații, care s-au auzit de cele mai multe ori false, legate de virus și pandemie și să ne trasăm limite care să ne permită să ne păstrăm o stare de bine. Cumva, provocarea aceasta a fost cu atât mai interesantă cu cât, în calitate de părinți, trebuie să-i învățăm pe copiii noștri să seteze limite sănătoase. Și pentru că mai avem și noi foarte multe de învățat la acest capitol, am rugat-o pe Diana Stănculeanu să ne ajute. Diana este psihoterapeut și unul dintre cei mai apreciați experți în sănătatea mentală din România. Vă invit să o urmărim în această seară, în acest nou episod Educare, ai grijă de familia ta. Bună seara, dragii mei, și bine ne revedem la o nouă ediție Educare. În seara aceasta, despre un subiect poate puțin obișnuit cu zilele pe care le trăim acum, zile în care vorbim foarte, foarte mult despre a fi împreună, despre familie, despre timp petrecut la oaltă. Ei bine, în seara asta vă propun subiectul limitelor și nu o să vorbim despre cum le punem limite copiilor noștri, ci foarte, foarte mult despre cum îi învățăm pe copii să pună limite celor din jur, inclusiv nouă, părinților lor sau altor adulți importanți din viața lor, precum cadrele didactice, de pildă. Am vorbit foarte mult de-a lungul întâlnirilor noastre despre sănătate emoțională, despre echilibru în relații, despre cum să fim împreună într-o manieră în care fiecare dintre partenerii unei relații să găsească împlinire și să aibă satisfăcute nevoile. Ei bine, unul dintre ingredientele cheie ale unui împreună sănătos și echilibrat ține de felul în care reușim să punem limite, astfel încât să securizăm nu doar spațiul nostru intim de care fiecare are nevoie pentru a funcționa sănătos, ci și să ne asigurăm că în fiecare moment al dezvoltării unei relații, nevoile noastre ne sunt împlinite și nu ajungem într-o zonă de sacrificiu de sine sau de încălcare a nevoilor personale, astfel încât celor de lângă noi să le fie bine cu orice preț. Despre impactul limitelor asupra sănătății relaționale s-a scris și s-a cercetat foarte mult de-a lungul timpului, suficient de mult încât subiectul limitelor să nu cadă doar sub incidența cercetărilor din zona de psihologie, ci să devină și un subiect de interes pentru zona drepturilor omului, de pildă. În momentul de față, când vorbim despre spațiu personal, despre opinie, despre participare, despre a ne face vocea auzită, despre a avea nevoile împlinite, ei bine, toate aceste aspecte beneficiază în acest moment și de o reglementare din perspectivă civică, iar acest lucru este valabil inclusiv când vine vorba despre copii. Am menționat de-a lungul altor întâlniri pe care le-am avut cu dumneavoastră importanța Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, convenție care, dincolo de faptul că este cel mai ratificat document de drepturile omului la nivel global, încearcă să se asigure că și la nivelul fiecărei legislații naționale, drepturile copilului sunt respectate în toate mediile de funcționare ale acestuia, inclusiv în familie, în instituții de protecție, în instituții educaționale, în domeniul sănătății, astfel încât în fiecare clipă orice copil să fie protejat împotriva oricărei forme de violență și de abuz. Însă, deși sunt copiii noștri și încercăm să-i înconjurăm cu toată protecția și siguranța de care au nevoie, noi nu le putem fi alături în orice clipă. Și tocmai de aceea este extrem de important ca în momentul în care ne propunem obiective de dezvoltare sănătoase pentru copiii noștri, să avem în vedere și echiparea lor cu acele abilități și competențe care să-i ajute să recunoască, să identifice situații, contexte, relații cu potențial abuziv, situații în care drepturile lor ar putea să fie încălcate, situații în care siguranța lor ar putea să fie pusă la risc și situații în care ei să poată să spună nu, să poată să spună stop, situații din care să poată ieși, situații în care să poată să confrunte fără să se simtă ulterior vinovați, situații în care practic să reușească să se protejeze și să-și prezerve în felul acesta integritatea emoțională și fizică. Aș vrea să vă ofer un citat dintr-una dintre scriitoarele foarte dragi mie, se numește Jen Voitiț,
Veți găsi pe pagina de psihologie câteva dintre lucrările ei traduse în limba română, iar ultima dintre ele, care se numește Mai bun decât părinții tăi, este o carte pe care fiecare dintre adulții care iese dintr-o copilărie tumultoasă și complicată, așa cum cu siguranță am avut fiecare dintre noi, ar trebui să o citească pentru a descoperi toate nuanțele care se activează și devin destul de fierbinți și dureroase în momentul în care noi creștem și devenim părinți la rândul nostru. Ei bine, Jane spunea în felul următor: într-o familie sănătoasă, granițele personale sunt clare și întotdeauna respectate. Deci iată că și autorii din zona cercetării și practicii psihologice vin și vorbesc nu doar despre atașament, nu doar despre a fi împreună, ca fiind variabilele de bază pentru calitatea și armonia dintr-o familie, dar și despre această claritate în granițe personale care trebuie să fie trasată încă de la început, chiar și între membrii unei familii, dar granițe care trebuie să fie construite într-o manieră suficient de blândă și de empatică și de sănătoasă, încât ele să nu devină un indicator pentru respingere sau pentru abandon. Iar în momentul în care Janet vorbește despre limite și despre granițe, ea vorbește despre dreptul fiecarei ființe umane de a dispune liber de următoarele lucruri: dreptul la propriile păreri, dreptul la propriile sentimente, dreptul la propriile posesiuni sau dreptul la proprietate personală, dreptul la spațiu personal și dreptul la trup, la corp, la protecția corpului. Ei bine, aceste drepturi legate toate de nevoia noastră de a pune granițe și limite în familie nu sunt doar ale adulților, ele sunt deopotrivă ale copiilor, sunt ale ființei umane, indiferent de vârsta acesteia, și așa cum spuneam, este extrem de important să îi învățăm pe copii să lupte pentru aceste granițe și să învețe încet încet să le stabilească. Nouă s-ar putea să ne fie cu precădere dificil să facem acest lucru, pentru că suntem încă foarte mici în a construi o cultură în care ființa umană numită copil să fie crescută cu o voce puternică, să fim obișnuiți în a-i consulta pe copiii noștri în momentul în care luăm decizii importante și sănătoase pentru ei, pentru că nu e așa, apare întotdeauna acel gând: eu sunt părintele tău, eu știu întotdeauna ce este mai bine pentru tine. Și este adevărat că nouă ne revine responsabilitatea de a lua cele mai corecte și sănătoase decizii pentru copiii noștri, dar este extrem de important să vorbim cu ei despre acestea și să încercăm să le obținem propria părere, propria perspectivă asupra acestor decizii, pentru că în momentul în care copiii sunt informați și implicați în procesul de luare a deciziilor care îi primesc, cumva ne creștem șansele că ei vor colabora foarte bine ulterior, fix în implementarea acelor decizii, ba mai mult, ne asigurăm că în felul acesta le dezvoltăm gândirea critică și că îi echipăm cu acel tip de analiză cognitivă și emoțională care să le permită ulterior să ia decizii corecte și responsabile pe cont propriu, într-o manieră autonomă și atunci când noi nu suntem lângă ei. Și a crește vocea copilului într-o familie, a-i încuraja pe copii, îmi venea să spun a le permite copiilor, pentru că noi așa în această paradigmă funcționăm încă, a încuraja pe copii să aibă opinii personale în legătură cu orice din ceea ce se întâmplă în jurul lor, este un exercițiu foarte, foarte sănătos, de care ar fi bine să nu ne speriem foarte tare, pentru că adesea ne gândim că a asculta opinia copilului înseamnă automat a fi de acord cu ea sau a face astfel încât acea opinie, acea informație să devină obligatoriu și un comportament concret, și ce ne facem în situațiile în care opiniile copiilor nu ar conduce întotdeauna la alegeri corecte și sănătoase sau la comportamente pozitive și dezirabile. Și da, este adevărat, de foarte multe ori lucrurile pe care copiii le spun sau le cred despre ceea ce se întâmplă în viața lor nu ar fi foarte înțelept să se și traducă în alegeri concrete sau în comportamente concrete, pentru că adeseori copiilor le lipsește maturitatea de care este nevoie pentru a face acest lucru, și aici este rolul lor să intervenim și să punem noi o limită și să explicăm cu argumente, dar cu blândețe, de ce acea opinie, acea informație nu poate să devină automat alegere și comportament. Dar însăși faptul că le auzim opiniile și avem astfel ocazia să descoperim ce se întâmplă în mintea lor și să le furnizăm contraargumente în condițiile în care credințele lor nu ar fi neapărat corecte sau sănătoase,
ne ajută să-i ajutăm să-și dezvolte aceste abilități de gândire critică, care să le dea încrederea că vor putea verbaliza, vor putea exprima opinii cu privire la deciziile care îi privesc. Un al doilea exemplu pe care îl invoca Janet în momentul în care vorbea despre limite și granițe sănătoase într-o familie se referea la dreptul fiecărei ființe umane de a simți orice ce este de simțit într-o situație concretă de viață. Ei bine, și aici nouă ne este destul de greu să acceptăm că copiii noștri ar putea simți în diverse situații de viață emoții uneori grele, complicate, uneori emoții grele și complicate care sunt simțite chiar în relație cu noi. Adeseori copiii simt furie, simt dezamăgire, simt tristețe, simt frică, simt neliniște, simt îndoială. Moment în care noi adeseori venim către ei, chiar dacă cu toate bunele intenții, cu mesaje care le minimizează aceste trăiri sau chiar le-ar putea transmite concluzia că nu este ok să simtă în felul acesta. Le spunem adeseori că tu ești mic, n-ai de ce să fii trist sau tu nu ai dreptul să fii furios sau n-are de ce să fie frică în această situație. Situații în care, așa cum spuneam, deși intențiile noastre sunt întotdeauna corecte și sunt menite să îi protejeze pe copii și să îi ajute să se simtă bine, în același timp le transmite acestora mesajul că este ceva în neregulă cu felul în care ei simt. Ori în momentul în care copiii vor primi acest mesaj, vor avea două căi de acțiune. Fie vor începe să nu mai aibă încredere în felul în care se simt sau să reprime ceea ce simt și să preia într-o manieră necritică, automată, din felul nostru de a simți în diferite situații de viață, lucru care i-ar face să se deconecteze treptat de nevoile lor reale și să nu mai fie siguri de felul în care simt în tot felul de situații. Iar o a doua cale de acțiune ar fi aceea de a exploda, de a intensifica foarte tare aceste emoții, tocmai în dorința de a ne convinge pe noi de dreptatea lor emoțională, de autenticitatea felului în care se simt în situația respectivă, dar vor face acest lucru pe o intensitate emoțională sporită, emoțiile lor vor fi și mai puternice, uneori vor deveni copleșitoare sau, dacă emoțiile nu vor căpăta această formă exterioară de manifestare, corpul le-ar prelua și le-ar transforma în afecțiune fizică prin acel proces despre care s-a vorbit de atât de multe ori și pe care îl numim somatizare și care este modalitatea creierului de a converti o trăire emoțională nevalidată, nediscutată, neadusă în discurs și nesoluționată într-o afecțiune a corpului. Deci iată cât este de important ca în momentele în care copiii noștri au o reacție emoțională în raport cu orice li se întâmplă, noi să validăm acea reacție emoțională, să etichetăm emoția pe care ei o numesc în momentul respectiv și în cazul în care este un indicator al unei situații de viață dificile, să încercăm să aflăm cât mai multe informații de la ei, astfel încât încet, încet să găsim și o soluție. Așadar, copiii noștri ne pot pune limite în momentul în care au opinii personale în legătură cu ceea ce se întâmplă în viața lor, au reacții emoționale autentice, unice, subiective în legătură cu ceea ce se întâmplă în viața lor. În mod evident, tot din zona granițelor și a limitelor este important să vorbim și despre obiectele personale ale copiilor, despre posesiunile acestora, pentru că cu siguranță oricine are în casă un copil preșcolar sau un copil care a trecut de 2-3 anișori știe că a se juca cu jucăriile acestuia fără să cerem voie sau să anunțăm înainte, știe că a decide fără să consultăm copilul cu ce să se îmbrace în ziua respectivă, știe că a impune fără să anunțăm copilul sau fără să ne consultăm cu copilul în legătură cu ceea ce se va pune în farfurie în ziua respectivă, poate să declanșeze adeseori o furtună de nemulțumire din partea acestuia. Iar când vine vorba despre hăinuțele proprii sau despre jucăriile proprii, vom vedea în rândul copiilor mici și o dificultate foarte, foarte mare a acestora de a le împărți. Și adeseori, din păcate, ne gândim că copiii sunt egoiști în momentul respectiv,
că ar fi atât de bine dacă am putea să avem copii generoși, fără să ne gândim că este dreptul lor să decidă în legătură cu obiectele lor personale. Dar, în mod evident, ne dorim copii generoși. Pe de altă parte, dacă ne gândim la generozitate ca la o valoare care este adesea însoțită de compasiune și empatie, nu prea o putem impune cu forța. Și dacă vrem ca un copil să ajungă să îmbrățișeze valoarea generozității în conduita sa și să se comporte în spiritul acestei valori, el cumva va trebui să fie asigurat că îi este respectat acest drept asupra obiectelor personale, că el este singurul care va decide cum, cu cine, pentru cât timp sau dacă va împărți, și abia când va avea certitudinea că are toată puterea de decizie în situația respectivă, practic copiii ajung să se bucure de privilegiul de a alege și foarte mulți dintre ei ajung să aleagă să împartă. Dar acest lucru se întâmplă abia după ce respectăm această graniță, respectăm această limită pe care ei ne-o pun, da, și care ne transmite în esență, hei, acesta este obiectul meu personal și aș vrea să pot să decid eu când sau dacă îl împart. Și pentru a vedea cât este de importantă această graniță, ați putea să vă gândiți cum ar fi să mergeți la locul dumneavoastră de muncă și să găsiți acolo ca regulă organizațională că este un semn de generozitate ca toată lumea să împartă oricând are chef orice coleg obiectele personale și să vă treziți cu presiunea de a vă împărți ceasurile sau poșetele sau telefoanele mobile, ori de câte ori un coleg le-ar vedea pe biroul dumneavoastră, le-ar admira și v-ar spune, hei, nu vrei să-mi dai și mie telefonul tău? Cu siguranță multora dintre noi ne-ar fi destul de greu să facem acest lucru, da? Și dacă cineva ne-ar presa să fim generoși și să facem asta, cel mai adesea răspunsul emoțional pe care l-am avea nu ar fi unul pozitiv. Lucrurile stau la fel și când vine vorba despre spațiul copilului. Și nu aș vrea să vă gândiți neapărat la camera copilului, deși în multe dintre familii spațiul copilului înseamnă camera copilului, dar în acele familii în care copiii nu au propriile camere sau mai mulți copii împart aceeași cameră, este important ca cumva în spațiul familiei respective să ne asigurăm că fiecare copil are un locșor pe care să-l poată numi al său și în care să știe că se poate retrage ori de câte ori are nevoie să se liniștească, să cugete, să se gândească, să ia o decizie importantă pentru sine, să se odihnească, să se relaxeze, să practice o activitate preferată. Iar în acel spațiu, copilul să știe că orice altă persoană va intra doar dacă el, copilul, va permite acest lucru. În mod evident, există o vârstă a copiilor noștri în care acest spațiu este apărat cu foarte mult volum și vorbim despre adolescenți care nu fac un secret din faptul că nu sunt foarte bucuroși de un părinte care dă busna în cameră fără să bată la ușă sau fără să ceară permisiunea pentru asta. Și din nou și aici suntem tributari unei culturi în care primele gânduri care ne vin în minte ar fi ceva de genul este un adolescent obraznic sau poate este un adolescent care are ceva de ascuns și adesea le și spunem asta, dacă nu-ți permiți să nu mă lași să intru în camera ta, până la urmă camera ta este în casa mea și eu sunt părintele tău și casa este a mea, deci eu am dreptul să dau buzna oricând în camera ta. Probabil că nu puțini sunt părinții care gândesc sau chiar spun aceste lucruri și probabil că nu puțini suntem noi cei care am auzit crescând aceste lucruri din partea părinților noștri, dar a respecta spațiul în care copilul își pune obiectele personale, își practică hobby-urile, își face activitățile preferate, este un semn de respect la adresa personalității copilului și a respecta acel spațiu personal nu înseamnă că încurajez copilul să aibă secrete față de mine, ba dimpotrivă, transmitem copilului mesajul că a avea un astfel de spațiu este foarte sănătos și a ști cum să apere un astfel de spațiu, care este și un spațiu al intimității, este din nou o abilitate extrem de protectivă de care este nevoie pentru a funcționa sănătos ulterior în orice relație care ar putea deveni abuzivă la un moment dat. Nu în ultimul rând este important să vorbim și despre dreptul copilului la a-și proteja propriul corp. Vorbim despre limite când vine vorba de
copii și despre corpul lor de la vârste foarte, foarte mici. Să ne reamintim că vârsta de 2-3 anișori vine cu abilitatea copiilor de a-și autonomiza rutinele de folosire a toaletei. Cei mai mulți copii pe la vârsta aceasta ies din Pampers și migrează către o rutină de toaletă autonomă, în care o bună bucată din timp încă au nevoie de ajutorul nostru, da? Când vine vorba de a folosi toaleta, de a-și igieniza corpul, de a-l spăla, de a face duș, da? Au nevoie de noi. Pe de altă parte, un copilaș de la 3-4 anișori în sus va începe încet, încet să crească cu mesajele sănătoase legate de faptul că, uite, eu, părintele tău sau bunica ta sau bona ta, încă te ajut cu toaleta și cu igienizarea corpului, dar voi mai face acest lucru doar atâta vreme cât tu ai nevoie, până vei reuși să te descurci singur. Pentru că corpul tău este doar al tău, tu vei decide cine anume te atinge, cum anume te atinge. Este importantă această vârstă pentru a educa pe copii cu privire la limite și granițe sănătoase legate de atingerile corporale, tocmai ca în momentul în care ei nu vor mai fi în spațiul casei, vor funcționa mai mult dincolo de ușa casei, în medii precum grădiniță, loc de joacă, grupuri de prieteni, și s-ar întâlni cu astfel de comportamente nepotrivite în care spațiul lor personal, în care intimitatea lor ar fi atacată, dar ar fi pusă la risc de tentativele și de comportamentele celor din jur, ei să poată să recunoască astfel de situații și să poată să spună stop. Da? Să poată să le spună stop altor copii, apropo de atingeri nepotrivite, să le poată spună stop altor adulți legate de atingeri nepotrivite, iar în momentul în care noi dăm buzna peste copiii noștri și peste corpul lor, cu presiunea de a îmbrățișa ori de câte ori avem noi nevoie, cu presiunea de a se lăsa îmbrățișat sau pupat de tot felul de rude, vecini, prieteni, și le cerem să facă aceste lucruri din considerente legate mai degrabă de comportament social și de politețe, fără să respectăm dreptul copilului de a spune nu sau de a nu se lăsa îmbrățișat sau pupat de oricine sau oricând are orice altă persoană chef, ei bine, în momentul în care presăm pentru aceste lucruri, copiii vor trage concluzia că a pune aceste limite este lipsă de politețe, și dacă nu vor reuși să exerseze aceste limite în raport cu noi, în familie sau în raport cu rudele din cadrul unei familii extinse, ei bine, ei nu vor reuși să facă acest lucru ulterior nici în raport cu colegilor la școală, nici în raport cu alți adulți cunoscuți sau necunoscuți, care s-ar putea să nu fie întotdeauna mânați de bune intenții. Așadar, este extrem de important să le transmitem copiilor acest mesaj, că spațiul lor intim, corpul lor, sunt doar ale lor și ei vor decide care sunt granițele și care este diferența dintre un comportament sănătos, politicos, mânat de afecțiune și de bună intenție, și de un comportament intruziv care forțează o astfel de limită. Și este important să le permitem să exerseze aceste limite în primul și în primul rând în raport cu noi, membrii familiei lor, astfel încât să le poată exersa ulterior și dincolo de ușa casei. Ne-am propus să vorbim despre felul în care îi învățăm pe copii să pună limite, astfel încât ei să rămână în permanență într-o zonă caracterizată de sănătate și de protecție și de siguranță și de echilibru. Ei bine, dacă respectăm ritmurile naturale de funcționare ale copiilor, vom putea constata sau am avea ocazia să observăm că încă din vremea bebelușiei copiii noștri ne pun limite. În momentul în care avem în brațe un bebeluș de doar câteva luni, suntem fascinați de cât sunt de mititei, de cât sunt de drăguți, cât sunt de pufoși, de ce frumos miros. Suntem într-o permanentă interacțiune cu ei, într-un contact fizic foarte puternic cu ei, pentru că noi așa îi ținem în brațe, îi alinăm, îi mângâiem. Ne este foarte drăguță fățuca lor, stabilim mult contact vizual cu ei, pentru că este important să dezvoltăm contact vizual, le zâmbim foarte mult, suntem foarte aproape de fața lor, pentru că ne este foarte dragă. Și dacă am fi atenți, am observat că la un moment dat copiii noștri încep să întoarcă privirea, încep să întoarcă capul. Este momentul în care bebelușii deja ne pun niște limite. Deja ei ne spun, fără să folosim cuvinte, mama, tata, stop,
Ne-am giugiulit prea mult, ne-am pupat prea mult, ne-am privit în ochi prea mult, eu deja am obosit. Este un semn de suprastimulare, iar creierașul copilor mititei, bebelușilor, deși este într-un ritm de dezvoltare fabulos, încă nu are atât de multe resurse încât să facă față oboselii și aș întoarce capul, aș întoarce privirea, a închide ochișorii sau a se uita în altă parte, este prima modalitate prin care bebelușii ne pun limite și prin care ne spun: interacțiunea dintre noi doi este fabuloasă, dar acum a devenit obositoare pentru mine. Uneori ratăm aceste forme subtile, această modalitate subtilă prin care copiii ne pun limite și insistăm. Și este momentul în care copiii noștri din nou vor avea două căi de atac. Unii dintre ei vor începe să protesteze, vor începe să plângă, se vor agita, vor da din mânuțe, își vor pune mânuțele pe față, tot în ideea de a ne transmite mesajul că este deja prea mult și că ar avea nevoie de o pauză, da? Moment în care unii dintre noi ne oprim și le respectăm limita pusă, da, recunoaștem oboseala, ne retragem și le permitem, cumva scoatem tot stimulii din mediul copilului, inclusiv pe noi înșine, ca stimul foarte important, ca să îi ajutăm să se relaxeze și să se odihnească, da? Alții din nou s-ar putea să ratăm și acest semnal și să începem să-i certăm un pic cu drag: ei, dar de ce plângi, dar de ce mârâi, că uite, eu sunt aici cu tine și îmi place să mă joc cu tine și o fac pentru că te iubesc, da? Ratăm semnalul și insistăm să rămânem în câmpul vizual al copilului și în proximitatea lui, tot din dorința de a-i fi alături și de a intensifica atașamentul și iubirea. Și în astfel de momente, bebelușii pot să înțeleagă că dacă vor continua cu protestul, riscă să piardă atenția îngrijitorului lor de bază, iar la vârste atât de mici, fără îngrijirea noastră de bază, bebelușii nu ar supraviețui. Și pentru că instinctul de supraviețuire este cel care încă dictează foarte multe dintre comportamentele de adaptare și de reglare ale bebelușilor, unii își vor ignora propria oboseală, își vor ignora nevoia de retragere și de liniștire și vor rămâne acolo în contact cu noi din dorința de a ne face pe plac, de a ne mulțumi, astfel încât să nu piardă sursa lor principală de supraviețuire. Doar că iată, acesta este primul contact în care primul pas în care copiii învață că a ne ține pe noi fericiți este foarte, și mulțumiți este foarte important, chiar dacă fac acest risc, acest lucru cu riscul deconectării de propriile nevoi și cu riscul ignorării propriilor semnale emoționale. Pe măsură ce continuă să crească și undeva cu mult înainte de a împlini primul an de viață, copiii, bebelușii noștri mai bifează o etapă de dezvoltare foarte importantă și anume aceea a explorării. Da, de-a bușilea și în pregătirea mersului deja încep să exploreze foarte mult mediul înconjurător. Și acesta este un alt moment în care copiii noștri ne pun limite cu forță și cu protest, pentru că nu-i așa, din dorința de a-i ține în siguranță fizică, foarte mulți dintre noi intervenim și de multe ori limităm această nevoie a lor de explorare. Îi ținem în brațe, nu-i lăsăm să se ducă în locuri pe care noi le considerăm periculoase, suntem foarte atenți la tot ceea ce ar putea semnala un risc din mediul înconjurător, ferestre, obiecte ascuțite, scări, și este extrem de important să facem acest lucru. Pe de altă parte, este o etapă în care explorarea este atât de importantă și copiii vor protesta, ne vor limita atât de mult când vine vorba de comportamentele noastre de a împiedica explorarea și o vor face cu atâta protest și cu plânset și cu volum ridicat, încât ar fi extrem de important ca noi să securizăm mediul înconjurător, să ne asigurăm că copilul este într-un mediu în care poate explora oricât de mult dorește și nu este nevoie să ne limiteze pe noi în încercările noastre de a-l ține în siguranță, în loc ca noi să ne ducem către copil și să limităm copilul, împiedicându-i astfel nevoia de a explora, care este una extrem de importantă și care va așeza, dacă este lăsată să se deruleze, să se desfășoare sănătos, va așeza toate bazele procesului de învățare de care copilul are nevoie pe măsură ce crește. Probabil că momentul în care copiii noștri ne pun în mod natural cel mai zgomotos limite și este momentul pe care aproape niciun părinte nu-l poate rata, este momentul prins undeva între 2 și 3 anișori, este faimoasa vârstă a tantrumurilor, este faimoasa vârstă a lui nu. Iată, este o vârstă în care copiii noștri ne pun limite cu subiect și predicat, nu mai au subtilitatea bebelușilor care își întorc privirea, nu mai au
cumva au perseverența bebelușilor în explorare, care se zbat și se trag din brațele noastre ca să poată să meargă acolo unde îi mână pe ei curiozitatea. Odată cu apariția limbajului, iată, copiii au un instrument suplimentar cu ajutorul căruia pun limite, și anume cuvintele, da? Și orice părinte care are acasă un copilaș care are 2-3 anișori sau a trecut prin această vârstă, își amintește faptul că în această perioadă aproape orice propoziție, interogație, solicitare, cerință, invitație din partea noastră se lovește de o limită majoră din partea copiilor. Cei mai mulți dintre copii spun la această vârstă nu, chiar și atunci când propunerea cu care mergem către ei îi avantajează foarte, foarte tare. Este etapa opoziționismului primar, așa este și denumită în literatura de specialitate, iar acest nu al copiilor nu este doar despre refuz, este de foarte, foarte multe ori despre a exersa identitate, despre a exersa alegeri personale, despre a exersa autonomie primară. Este și o vârstă în care, de altfel, copiii au nevoie să atingă foarte multe obiective de autonomie. Este vârsta în care se descoperă pe sine și cei mai mulți copii încep să vorbească despre sine folosind pronumele personal la persoana întâi, nu-și mai folosesc prenumele sau diminutivele cu care sunt strigați prin casă pentru a face referire la propria persoană, și această descoperire a propriei personalități, această descoperire fabuloasă care îi ajută să înțeleagă în sfârșit că ei sunt personalități diferite de noi părinții lor, că au nevoi diferite, gusturi diferite, că fac alegeri diferite, că au comportamente diferite, că totul este diferit, îi va face să-și dorească foarte tare să facă aproape totul pe cont propriu. Și în mod evident ne vor protesta și ne vor pune ei nouă limite, ori de câte ori noi vom da buzna peste ei, din nou, din iubire și cu toate bunele intenții, în încercarea de a-i ține în siguranță, în încercarea de a-i hrăni mai repede, de a-i îmbrăca mai repede, de a le ține hăinuțele curate, de a le ține jucăriile nestricate, deși ei, exersându-și propria individualitate, exersând autonomia, exersând deciziile personale, vor vrea să se hrănească singuri, vor vrea să se îmbrace singuri, vor vrea să-și exploreze măruntaiele jucărilor, chiar dacă asta înseamnă a le strica, da? Și vor protesta foarte puternic, foarte zgomotos, cu mult nu, cu multe cuvinte de protest, cu multe lacrimi, da? Și cu foarte multe tantrumuri, în momentul în care noi încercăm să ne impunem propria voință, propria putere, propriul control, da? Care vine și antagonizează foarte puternic cu probabil unul dintre cele mai puternice momente în care personalitatea copilului se manifestă. Și iată că este momentul plenar în care copiii ne pun nouă limite, cu forța care îi ajută ulterior să-și definească propriul spațiu intim și propria personalitate. Dacă în această perioadă de vârstă noi vom apăsa foarte, foarte tare pe pedala controlului, vom reuși să declanșăm în copiii noștri fie o forță a opoziționismului extrem de puternică, care i-ar putea duce într-un comportament de rebeliune, într-un comportament de lipsă de colaborare, da? Și realmente am scoate copiii din această zonă de dezvoltare sănătoasă, chiar dacă foarte, foarte dificilă, da? Și am duce către ceea ce numim tulburare de opoziționism, care deja face referire la o sumă de comportamente prin care copiii refuză colaborarea nu ca o manifestare a propriei individualități, ci pentru că au transformat toată relația cu părinții într-un joc foarte puternic de putere. Sau vom avea copii care, din nou, din dorința de a-i păstra alături de ei, pe îngrijitorilor de bază, pe părinții lor, vor ceda, se vor supune, vor deveni ceea ce numim copii cu minți, care vor colabora aproape întotdeauna la orice solicitare ar primi din partea adultului, care vor deveni niște copilași care respectă reguli și limite impuse de alții cu o conștiinciozitate demnă de invidiat, de care părinții vor fi foarte mândri și despre care vor spune de altfel: eu am un copil atât de cuminte.
Semnalul de alarmă pe care este important să-l tragem însă ține de faptul că acest copil care va respecta atât de ușor regulile și limitele impuse de proprii părinți, le va respecta cu aceeași ușurință și pe cele impuse de alții. Și din nou, dincolo de ușa casei, da, vom da de regulile găștii, vom da de regulile unor prietenii uneori abuzive, vom da de regulile unui copil care are comportamente de bullying la școală, vom da de regulile și limitele impuse de adulți, poate mai puțin bine intenționați, iar copiii noștri obișnuiți să se supună regulilor și limitelor noastre, tocmai pentru că le-am înfrânt tendința de a pune ei limite și granițe sănătoase, vor respecta și celelalte reguli și limite și vor dezvolta personalități submisive, se vor transforma încet încet în copii mari, adolescenți și apoi adulți, care nu și vor mai putea manifesta nici unul dintre drepturile de care vorbea Janet Voitiz în Mai bun decât părinții tăi. Da? Dreptul la propriile opinii, dreptul la propriile emoții, dreptul la protecția corpului meu, dreptul la spațiul și la intimitatea mea și dreptul la posesiunile mele. Practic nu mă voi mai putea afirma pe mine, nu voi mai putea face decizii, nu voi mai putea exercita alegerile și propriile criterii în a lua decizii, pentru că le voi accepta necritic, submisiv pe ale celuilalt. Pe măsură ce copiii cresc, pentru că, așa cum probabil v-ați dat seama, facem un periplu pe momentele cheie de dezvoltare a copilului pentru a vedea cum știu copiii noștri să le punem limite dacă noi reușim să recunoaștem aceste momente, ei bine, preșcolaritatea vine cu provocarea emoțiilor copleșitoare, da? Preșcolarii sunt dominați, dragii de ei, de varietatea și intensitatea emoțiilor pe care le trăiesc și pe care le vor și verbaliza zgomotos și le vor și duce în comportamente la fel de explozive și la fel de zgomotoase, pe care noi, dacă vom recunoaște limita pe care o pune copilul, vom reuși să le respectăm fără să le transmitem acele mesaje de invalidare de care vorbeam la începutul întâlnirii noastre. Să reușim să nu le spunem, n-ai de ce să-ți fie frică, tu n-ai de ce să fii furios, tu n-ai de ce să te comporți astfel, ci mai degrabă să înțelegem de ce se comportă în felul acesta, ce îi face să se simtă în felul acesta, astfel încât să reușim să-i ajutăm și să găsim împreună soluții care să-i țină pe copiii noștri în siguranță fizică și emoțională. Și ajungem și în școlaritate, în care probabil că avem una dintre primele mari provocări în a-i învăța pe copii să impună toate limitele pe care le-au exersat până acum în familie sau, dacă nu le-au exersat, să învățăm să impună în premieră pentru ei limite, într-o perioadă de vârstă în care copiii se întâlnesc cu fenomenul bullying-ului în școală, se întâlnesc, exercită și exersează relații de prietenie stabile, dar care nu sunt întotdeauna foarte sănătoase, sau prietenii cu copii în care raportul de forțe nu este întotdeauna echilibrat, și aud adesea despre prietenii în care spun părinții, copilul meu este întotdeauna, nu neapărat abuzat emoțional de către celălalt, dar observăm în joc cum un copil se joacă întotdeauna, cum mi se spune, acceptă întotdeauna jocurile propuse de un alt copil, dacă este ignorat o vreme și apoi se revine către el, nu investighează, nu protestează deloc în legătură cu acest lucru, pentru că există și se activează temerea că dacă voi da glas nevoilor mele, opiniilor mele, părerilor mele, dacă voi spune ceea ce simt cu adevărat, practic dacă voi pune o limită și dacă voi spune stop, ceea ce faci tu acum nu este ok, aș putea să pierd relația respectivă. De aceea, iată, este atât de important ca copiii să îl experimenteze pe nu și pe stop, în primul și în primul rând în relație cu noi, ca să elimine această frică. Că în momentul în care voi pune o limită, voi spune nu, voi spune stop, aș putea să pierd afecțiunea, încrederea cu persoana respectivă sau aș putea să pierd cu totul relația cu persoana respectivă. Să aibă ocazia să învețe în relație cu noi că granițele sunt sănătoase și dacă o relație este suficient de sănătoasă și de consistentă, ea nu se va pierde doar pentru că cineva a pus o limită, ci dimpotrivă se va reașeza pe niște baze care să permită ca nevoile ambele lor parteneri din relația respectivă să fie împlinite și să rămână sănătoase. Ei bine, în aceste relații de prietenie care se consolidează în perioada școlarității,
Mulți copii au dificultăți în a pune această limită. Mulți copii au dificultăți în a manifesta ceea ce numim comportamente de asertivitate, adică acea abilitate de care am nevoie să spun nu, să spun stop, să pun o limită, în relație și în situații în care sunt implicate persoane din vari motive importante pentru noi, cum ar fi cadrele didactice sau cum ar fi prieteni foarte buni ai noștri, cărora trebuie să le spunem nu, fără să ne fie teamă că îi vom supăra, fără să ne fie teamă că îi vom dezamăgi, da? Și fără să ne fie teamă că vom pierde relația respectivă. Iar asertivitatea începe de la un set de abilități de comunicare mai degrabă non-verbală, dar un copil asertiv va privi în ochi, va vorbi cu voce clară și amplă, va folosi cuvinte din zona limitelor și a granițelor, apropo de nu, stop, oprește-te, asta nu e ok pentru mine, nu e ok ce se întâmplă acum, nu este în regulă ca tu te comporți astfel, dar deci iată să poate să folosească aceste cuvinte în legătură cu comportamentele abuzive cu care s-ar putea întâlni din partea celorlalți. Da, asertivitate înseamnă un corp bine așezat pe picioare, înseamnă spate drept, înseamnă umeri echilibrați, deci iată că este atât de important să-i ținem pe copiii noștri și în contact cu corpul lor, da? Pentru că un copil în contact cu corpul său va putea să transmită acest mesaj non-verbal de echilibru, de putere și de încredere, care îi ține la distanță pe copiii cu comportamente de bullying, care să știți că au un reper și o intuiție și un instinct foarte, foarte bun în a identifica copiii cu potențial de victimă, vânându-i, identificându-i și după comportamentele lor non-verbale. Este foarte important, tot apropo de marea lecție a limitelor, să îi învățăm pe copiii la această vârstă școlară să ceară ajutor, să semnalizeze când sunt într-o situație de dificultate și să le oferim acest ajutor fără să-i judecăm sau să-i etichetăm ca pârâcios și din păcate este ceva ce se întâmplă adesea în mediul școlar, în momentul în care un copil vine și ne cere ajutorul în legătură cu interacțiunea sa cu alți copii, de multe ori acel copil este numit pârâcios. Este o practică foarte toxică care ar fi bine să fie eliminată, tocmai pentru a le restitui copiilor încrederea în faptul că atunci când nu se descurcă în relațiile cu egalii lor, adulții vor fi acolo și vor interveni echilibrat, ajutându-i să funcționeze încet încet social, într-o manieră sănătoasă în care nevoile tuturor să fie respectate și drepturile nimănui să nu fie încălcate. Așadar, aceasta este o vârstă extrem de puternică în care noi cumva ne dăm seama în ce măsură am reușit până acum, fie să învățăm pe copii să pună limite, fie realmente să respectăm și să încurajăm maniera naturală prin care copiii ne pun nouă limite. Dar așa ați văzut, știu să o facă încă de la început, încă din bebelușie, doar că sunt șanse destul de mari ca prin reacțiile noastre noi să le înfrânăm, să le înnăbușim această abilitate naturală. Ei bine, în vârsta școlarității se va vedea acest lucru, da, și vom vedea copii care se vor descurca foarte bine în relațiile sociale și în grup de prieteni și vor reuși cu foarte multă diplomație, cu foarte multă încredere, cu foarte multă asertivitate să spună nu, să spună stop, să manifeste asertiv aceste limite fără teama că vor răni, fără să devină agresivi, fără frica că vor pierde relații sau dimpotrivă copii care vor avea o foarte, foarte mare nevoie de sprijin din partea noastră pentru asta. Dincolo de școlaritate, în mod evident, se manifestă adolescența, această vârstă în care obiectivul plenar de dezvoltare a copilului ține de autonomie, ține de identitate, ține de prezervarea intimității, ține de a funcționa pe cont propriu fără mama și tata lângă, dincolo de ușa casei, într-o gașcă de prieteni, în care, din nou, maniera în care copiii au integrat această abilitate de a pune limitele, se va vedea în felul în care ei își construiesc raportarea la gașcă. Și vom avea copii care, chiar dacă vor fi incluși și integrați într-o gașcă de prieteni, vor ști care sunt comportamentele de gașcă pe care le vor face împreună cu gașca de dragul găștii și care sunt comportamentele de gașcă pe care le vor refuza, da, în legătură cu care vor manifesta o limită, astfel încât sănătatea lor emoțională, echilibrul lor, siguranța lor să nu fie puse la risc.
Despre această abilitate de a pune limite va fi o foarte mare nevoie și în primele relații de cuplu, în care de multe ori ajungem să facem lucruri, da, adolescenții ajung să facă lucruri sub presiunea unui partener de cuplu dominant, puternic, cu multă presiune, care va ști să folosească comportamentele și cuvintele de care are nevoie celălalt partener, astfel încât lucrurile să evolueze în funcție de ce își dorește unul, dar nu neapărat în funcție de ce își doresc amândoi. Și sunt mulți adolescenți, cu precădere fete, multe adolescente care ajung să facă în primele lor relații de cuplu lucruri pe care ulterior le regretă și pe care le-ar fi refuzat, le-ar fi oprit dacă de-a lungul creșterii lor cineva le-ar fi învățat că este absolut în regulă, este absolut sănătos să spună nu, să spună stop și să pună limite în orice situație în care simt că nevoile lor, integritatea lor emoțională sau fizică este pusă la risc. Deci iată că e tare important să ne gândim la abilitatea copilului de a pune limite ca la o echipare a lui cu tot felul de competențe, comportamente, strategii, instrumente care să-l ajute să rămână în siguranță în mediile sociale largi, dar și în comunitățile restrânse, cum sunt găștile de prieteni și în relațiile de prietenie sau de cuplu care devin foarte importante pentru ei, dar care, dacă nu beneficiază și de această contribuție sănătoasă a limitelor și a granițelor, riscă să devină abuzive sau să se transforme în contexte în care nevoile copiilor noștri ajung să nu fie împlinite într-o manieră sănătoasă și echilibrată. Îi mulțumim frumos, Diana Stănculeanu, pentru ce ne-a învățat în această seară. Sper să aplicăm nu numai pentru copiii noștri, ci și pentru noi aceste lucruri și să setăm limite mai sănătoase care să ne ajute să trăim vieți mai împlinite și mai liniștite. Eu sunt Alex Zanfir și mi-au la revedere de la voi, nu înainte de a le mulțumi sponsorilor noștri, Grupama și Sinebu. Vă aștept marțea viitoare, tot de la ora 20, tot pe pagina de Facebook, pagina de psihologie, pentru un ultim episod Educarea grijă de familia ta, în care vom afla de la medicul Mihai Craiu cum să creștem copii sănătoși. Până atunci, aveți grijă de familiile voastre. Seară frumoasă! Hai să colindăm România! Încarcă un video cu copilul tău colindând, ascultă alte colinde și donează pentru a schimba viața cuiva. Împreună dăm libertate persoanelor cu dizabilități. Hai cu Aqua Carpatica să colindăm!